și o albină cu rame înguste și lungi. Și era alta apicultură, dar așa erau grozavă. Deci sunt chestii care le-am prins. Că am aplicat eu după aia altele și am citit și tot, dar tot am completat, nu? Da, da. Experiența asta și generațiile care au muncit, care s-au preocupat, face enorm. Eu am vrut să vă întreb, mă scuzați, da. Nu spuneți că nu... Am vrut să vă întreb, am citit undeva, nu mai știu exact unde, despre folosirea ultravioletelor în sterilizare. Nu asta s-a amintit undeva de foc. Da, există lămpile astea mai vechi, care se foloseau pe vremuri, mă rog, pe vremuri, am 30 de ani. Emit fascicule ultraviolete foarte puternic și s-ar putea folosi la sterilizare. Eu vreau să folosesc anul ăsta. Ați auzit despre așa ceva sau ați încercat? Sături de ele. Sături, domnule. Deci da. Eu am importat aparatură de sterilizare cu ultraviolete pentru instalații de sterilizare apă. Am montat în multe orașe. Deci, dar eu am scăpat cu aparat de sterilizare cu ultraviolete când am luat foc amars în 73, am stat în spital 2 luni și am prins infecții intraspitaliceasă ca băieții ăștia la București, de la colectiv. Da. Au scos din spital ai mei, m-au dus acasă și dimineața mă țineau un minut la ultraviolete și seara un minut. Și într-o săptămână am scăpat de infecția pe mâini. Asta ți-o spun prin experiența mea. Deci prin experiența mea. După aia mai târziu am importat, am montat, am văzut cum se face apa de la 1800 de E. coli, coliforme din astea, ajunge la zero. Toți un sat aici la Bacna, cum se numește la noi, e cea mai poluată apă din Moldova. Cea mai poluată. I-am montat primarului de acolo un sterilizator de numai știu de 5 metri cub, de 4, unul destul de mare așa. Când s-a străcat după un an de zile, s-a defectat ala, băi, l-am pus din nou tot, zic, domnul primar, ți l-am pus din nou tot fără bani. La mine nu mai vii, îți cauți lămpi. Dar lămpile îți pune numai un an de zile, să știi. Da. După da, aia îi dau ultraviolete, dar nu mai trolo asupra găzii. Așa că dacă ai un ultraviolet pentru infecții, pentru ceva prin casă, merge. Dar ca să faci o chestie controlată pentru apă, pentru cutare, nu prea merge, știți? Trebuie schimbate la un an de zile, un an jumate maxim, știți? Am înțeles, eu m-am realizat lăzile unde avem probleme cu propolisul ăla vechi. Să nu țineți ori întregi, cum am auzit pe un băiat, în secunde vă trebuie. Da, adică da, da. Când ai pus lampa pe el, în maxim un minut ai terminat lata. Da, da, da. Adică nu trebuie mult timp, pentru că el are efect fantastic de rapid. Gândiți-vă dumneavoastră, pe o conductă de un metru trece 5 metri cub de apă, da? Și toată aia apă se sterilizează. Dar apa merge, domnule. Dacă ați 5 metri cupi o țeavă de un țol și ceva, are viteză, nu? Da, sigur. Are viteză. Și într-un metru ceva e steril zero. Păi stupul mătare nu poți să-l ții vreo ori întregi. Cum băiatul ține, băi, vezi că miroase, băi. Ține așa un minut ca să ții stupul, e perfect. Mai mult nu-ți trebuie. Păi, în cameră pentru rame, pentru tot, pentru altceva. Pentru un os e moză, poți să dai pe el și l-ai terminat și cred că și molea moare. Da, și mai este ce ați experimentat dumneavoastră sau ați folosit încălzirea electrică. Eu m-am ferit de asta, da? Pentru că am auzit că zgomotul ăla specific de 50 de Hz de electrică. Stau telefonul lui domnul Curavalea de la Băicoi, care, neputând că avea căcat din ăsta antivaroa, a făcut o placă cu cuie și a montat sub stup, a montat încălzirea. Și vibra o leacă. Și am zis, bă, e foarte simplu. Pune 4 diode, păi am redresor. Păi pune 4 diode, să face curent continuu și numai. Nu, e o liniște la el de nu se vede. Asta da. E o problemă
că face zgomot cu tare. Pui curent continuu și gata. Da, sunt variante, să... dar eu am stup care m-am sârmă pe ele din 80. Din 80 am sârmă pe ele. Pentru că la mine după 90 au fost niște căderi din asta. Pe alte motive nu... Pentru că după 90 mine apicultura nu m-a interesat decât să am niște apilar nil, să am niște polen, să am niște începături de albini, cam asta era câștigul. Și acolo dacă scoteam un kilogram din mere pentru familie, era suficient că nu... Deci nu, da, polen și apilar nil am scos toată viața mea. Pe taică l-am ținut din 79-91 numai cu apilar nil. Dar îi scoteam câte 3-4 kilograme pe an. Avea un ficat din ăsta, el n-a băut, dar lua medicamente din inimă. Și, dar asta, cum să spun, cu încălzirea, nu e nicio problemă. Că eu am pus sârma pe fundul stupului, că la mine fundul se întoarce. Pe o parte este curent, pe partea cealaltă e colectorul de polen, știți? Și pe sârma pusă vopsită nu se aude nimic, nu vibrează, nu vibra. Că m-am și vreo 30 de stup din ăștia Dadan, 10 rami, erau 1001, care toți aveau încălziri. Deci în iarna al 84-85, mie nu mi-a murit un stup. Un stup nu mi-a murit. Da, și au fost 5 luni de zăpadă, da. A fost groaznic, nu mai știu, că știu că nu se mai termina, că ni se săturasă. Da. Mai vreau să vă întreb ceva, ați tot spus despre polen. Eu am măcinat niște boabe de polen uscate proaspăt și le-am amestecat în miere, înainte de a se cristaliza. Miere recoltată proaspăt la căldură, era cam 25 de grade, o stare și asta. Și nu mi s-a părut că s-a schimbat gustul și aspectul. Și tot consum de acolo, pe o lingură, în fiecare zi. Eu am zis că treaba asta cu... că ai rășnit-o, e foarte bine, polenul. Pentru că el se sparge greu, dar în miere să știi că se sparge. Adică se face pastă, dar trebuie să mai frămânți la ea și dacă cristalizează, nu-i. Nu-i o treabă energetică foarte bună. Deci eu nu m-am referit, eu m-am referit când cel care vrea să depoziteze polenul, să-l pune sub pernă de bioxid de carbon. Da, da, da. Dar el în miere, păi da, miere cu polen. Ce... A, că poți să pui 200 de grame de polen și restul miere, poți să pui 100 de grame de polen. Depinde cât doar nu înghițim ca purcei, nu? 300 de grame pe zi. Când mâncăm, când nu mâncăm, când mai ai niște comenzi din astea interne, că nu mai vreau, că vreau și tot așa. Asta cu încălzirea electrică, e atât de practică treaba asta și, de exemplu, băiatul ăsta de la Coravalea, că fost din singurul din tot grupul ăsta, Fan Lions, care o a ascultat, i-am trimis un colector de polen de-a meu să-l vadă și l-a făcut. O a ascultat, a făcut tot ce trebuie. Și a băgat cobalt, a băgat magneziu, a băgat tot. Și acum azi m-a sunat, speriat cu ce viteză să o măcile. Vrei, eu ți-am spus că stupii mătale se umplă la 30 aprilie, dar să nu scoți încălzirea. Ți-i până la 30 aprilie și ai să pui catul. Trebuie să pui catul deasupra și te pregătești să-l câm. De ce? Pentru că el, de exemplu, când a fost frigul ăla minus nu știu câte, i-am zis, bă, acum du la 17 volți tensiunea. O dus-o, măsura temperatura în stup, domnule, o scăzut de la 28 la 20. Bă, nu e la 5, e la 20. În ghem oricum e 33. Ține tensiunea maximă până trece frigul. Când o ieșe frigul, stupul lui o ieșe perfect. Da, așa zic, băi, să faci în noiembrie. Că dacă stupul tău are puier de ieșit în noiembrie, foarte bine, bagi încălzirea tare ca să iasă puietul. După ce iese, reduci tensiunea, treci decembrie, ianuarie, băi, să zic, până pe 15 ianuarie, la tensiune mică. Și după aia, din 15 ianuarie, începi să o mărești. Ca să stimulezi, să faci stup din el. O, încântat, acum nevoie mare. Și vrei, după aia asculta tehnologia, dar el vrea să învețe, vrea să facă. Zic, băi, te învăț cu plăcere, că încă am timp. Că nu o să am timp, o să fie mai greu. Da.
Oh, bine, mulțumesc. Mulțumesc tare mult și sper să ne mai auzim, ne mai... Cu cine am vorbit? Eu sunt din Oradea, din Bihor, mă rog. Locuiesc în Oradea, dar mi-am luat o căsuță undeva la marginea județului și un pic de livadă și vreau să pornesc la stupărit. Da, unde? Spre Palota sau în ce parte din Oradea? Palota e chiar lângă Oradea. Eu sunt chiar la hotarul județului Păcrișul Negru, undeva un sat la vreo 20 de graniță. Alo? Deci în partea de lângă către satul mare? Nu, către Arad, pe lângă Salon. Nu știu, eu nu le știu Crișurile acolo. Deci în zona Salonta, dacă ați auzit de Salonta, vreo 45 de kilometri de Oradea. La Ungure acolo și am luat o remorcă în 83. Au remorci la Salonta foarte bune. Da, da, mai lucrează încă acolo, dar e foarte mică afacerea acum, a scăzut mult. Păi a scăzut, că vă aduc că și-a remorci de peste tot din lumea asta. Da, da. Și m-am gândit că 60 de ani cât am... În 83, razii bună. Da. Dar chiar nu mai știu câți kilometri de la Salonta la Oradea. 33. A, ceva așa, dar nu mai... Că da. Atunci când m-am dus după remorcă, o jumătate de zi mi-a montat bila pe mașină, știți? A, cuiu. Da, bila mi-a montat-o și după aia am plecat cu ea acolo. De oricum, de partea asta de încălzire nu trebuie să vă păziți deloc. Când vreți să-mi dați o adresă sau sunteți pe Facebook, vă pun toate astea cu încălzirea electrică și vă lămuriți, că nu-i... N-ai probleme, iernesc cu puțină miere. Sunt multe avantaje, enorm. Și intr-o leacă în industrie, domnule. Păi sper să mă țină sănătatea, să fac ceva și în domeniul ăsta, sper. Vă... Oricum, sfatul meu care vă-l dau este să nu vă aventurați la mai mult de 10, maxim 20 de stupi. Dar dacă 20 de stupi faceți ca lumea, aveți mere, nu vă trebuie de nimic, vă iese și banii, vă iese și tot. Exact, exact în felul ăsta m-am gândit și aș încerca să mai trag din copii pe care v-ați spre mine cu... Pasiunea. Nu vă bătați pe asta. Dacă aveți baftă, bine, nu. La mine niciunul nu a vrut să înveți apicultură. Da. Toți îți băieți, știți, toți îți... Am lemnărie în pod. Gândiți-vă că în 90, stup la Ianz pe 20 de rame, am făcut vreo 40. Oh. Am dezvolt apicultura acum. Și după 90 m-am privatizat și am avut alte afaceri, nu mi-a mai trebuit. Vedeți pe chat nickname-ul meu de pe Facebook. Da, cum vă spune? Covana cu 2 de N. Cum a spus? Covana cu 2 de N. Tu zgura în mătii.